Aurul este un element prețios și nu doar ca valoare monetară. Utilizate în creme și seruri, nanoparticulele de aur fac minuni pentru piele. În combinație cu acidul hialuronic, acestea ajută la corectarea ridurilor și conferă tenului un aspect mai ferm și mai sănătos. În plus, specialiștii spun că protejează împotriva radicalilor liberi. Se amestecă până când se distribuie uniform aurul în tot recipientul de cremă. Când vorbim despre aur, ne gândim de obicei la bijuterii, lingouri și bani, dar prea puțin știm despre proprietățile aurului în cosmetică și medicină. Mai exact, studiile recente au arătat că nanoparticulele de aur stimulează capacitatea de regenerare celulară și au efect împotriva radicalilor liberi. Astfel, adăugate în creme și seruri, alături de elemente precum coenzima Q10, calciu sau retinol, ajută la hidratarea și protecția pielii. Trebuie amestecată cu spatula din dotare, astfel încât să ne asigurăm că aurul este distribuit în tot borcănașul, în tot recipientul cu cremă. După ce o amestecăm foarte bine, putem să o aplicăm cu spatula din dotare dimineața și seara, pe față, gât și decolteu. Cele mai întâlnite probleme ale tenului sunt fie deshidratarea, fie excesul de sebum. În ambele cazuri, dar în concentrații diferite, cremele cu particule de aur și acid hialuronic ajută și în plus, contribuie la estomparea ridurilor fine. Aurul coloidal, spre exemplu, este un ingredient care se folosește de foarte mult timp în cosmetică. Are rol antimicrobian, antiinflamator, dar și antirid. Așadar, în combinație cu alte ingrediente umectante sau ingrediente cu rol de hidratare, reușește să combată îmbătrânirea tenului și să estompeze ridurile fine existente deja. O combinație între aurul coloidal și acidul hialuronic, atât de moleculă mare cât și mică, care să hidrateze în primul rând foarte bine tenul și să mențină tenul pe o perioadă de timp mult mai îndelungată, să-l mențină hidratat, iar împreună cu aurul coloidal reușim să fentăm puțin ridurile fine, să ajutăm la estomparea acestor riduri, la estomparea ridurilor profunde, dar și la eliminarea petelor maronii care încep să se vadă, mai ales acum primăvara. Modul de utilizare este același ca la orice produs cosmetic și începe prin curățarea tenului, iar trusa de îngrijire trebuie să conțină minimum 3 produse. Hai să spunem, o gamă minimă ar cuprinde un produs de curățare a tenului, care poate fi o apă micelară sau o spumă de curățare, depinde de tipul de ten, un ser preferabil pe care să-l putem aplica dimineața și seara pentru hidratarea tenului, obligatoriu o cremă de noapte care să ne ajute în hrănirea tenului peste noapte și neapărat pe parcursul zilei o cremă cu SPF. Acesta ar fi un minim zilnic, de trusa de urgență, să-i spunem, zilnică, iar pe lângă asta, dacă am putea folosi un exfoliant chimic sau mecanic o dată pe săptămână, deja putem spune că avem o rutină destul de complexă. O regulă foarte importantă pentru a beneficia de efectele acestor produse este ca ele să fie folosite cu regularitate. După 3-4 aplicări se vor vedea primele rezultate la suprafața pielii, dar pentru menținerea acestora este nevoie de timp. Primele rezultate apar după 3-4 săptămâni de folosire continuă. Și da, este un ingredient care poate fi folosit pe termen lung, atâta timp cât tenul se simte bine cu acesta și reacționează bine la acest tip de ingredient. Efectele sunt vizibile chiar dacă le folosim singuri acasă, fără să apelăm la diverse intervenții sau proceduri estetice, însă trebuie să recunosc ca și specialist în formulare cosmetică că este foarte importantă vizita la un cabinet de cosmetică, dacă se poate lunar, poate pentru o exfoliere sau pentru un tratament facial cu o anumită frecvență care să ajute tenul să primească toate aceste ingrediente într-un strat mai adânc.
Cosmeticele cu nanoparticule de aur nu au contraindicații, însă persoanele care știu că au deja o alergie la bijuterii din aur sau alte metale ar trebui să le evite ori să le testeze mai întâi pe o porțiune mică de piele.